Jucăriile Grimms merg foarte mult pe ideea de creativitate. Sunt jucării din lemn, produse în Germania și au ca inspirație pedagogiile Waldorf și Montessori. Practic, ideea de bază este de jucărie simplă, dar foarte ingenioasă, care să-i permită copilului să aibă o atitudine activă față de jucărie. Nu să fie doar un simplu spectator al unor mișcări și forme produse de jucărie, ci să se poată el implica, să construiască, să imagineze, să joace tot felul de, să-și imagineze tot felul de povești, să joace roluri. Avem practic jucării care cresc odată cu copilul, în sensul că pot fi folosite nu numai câteva luni pentru o anumită, pentru deprinderea unei anumite îndemânări, de exemplu, ci pot fi folosite pe o perioadă foarte lungă de timp. Atât sunt și foarte rezistente, deci nu trebuie să înlocuite foarte, foarte repede. Iar mai mult decât atâta, pot fi utilizate pentru diverse etape de vârstă. De exemplu aceasta, curcubeu. La început, când copilul are doar câteva luni, va băga piesele în gură, le va gusta, le va ciocăni, le va pocni. În momentul în care nu se întâmplă nimic, nu. Sunt lucrate cu foarte multă atenție, respectă standarde de calitate foarte stricte, vopselurile sunt absolut inofensive. În momentul în care copilul mai crește un pic, începe să le stivuiască, să învețe despre culori. Când se face un pic și mai mare, începe deja să construiască cu ele, să-și imagineze povești, să le asocieze, de exemplu, cu păpuși, cu mașinuțe, cu tot felul de alte lucruri. Când se face un pic și mai mare și ajunge la vârsta preșcolară, poate deja să învețe despre noțiunile geometrice, cerc, semicerc. Așa, când se face un pic și mai mare, deja poate să-l folosească ca și obiect de decor în cameră și când în cele din urmă ajunge și el părinte. Exact, exact. Și când în cele din urmă ajunge și el părinte, poate să spună, uite, copilul meu, asta, cu asta mă jucam eu când eram mic. Da, revenind, avem aici, de exemplu, pe lângă curcubeu, care reprezintă elementul aer, mai avem pământul reprezentat prin peșteră, focul și apa. Acestea patru elemente le avem și sub formă de puzzle, așa, sau varianta mare, cea de jos, acolo potrivită, foarte bună pentru grădinițe, colectivități, pentru care are piese foarte mari. Așa, avem foarte multe elemente de construcție pentru a dezvolta creativitatea și îndemânarea copilului. Avem foarte multe jucării acestea de tras, căluți cu trăsurică, elefanți, avem bărcuță. O altă caracteristică a jucăriilor noastre este faptul că prin textură, textura lemnului și prin culoare au și valoare terapeutică, putând fi folosite inclusiv în lucru terapeutic cu copii, cu adulți și chiar și cu seniori.